Onorată asistență, stimați membri ai comisiei de doctorat, dragi invitați, stimate domnule doctorand, conform regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat, anunțăm și reglementez schisă ședința de astăzi și la urmă de zi avem trei subiecte. Primul subiect, susținerea publică a tezii de doctorat în științe economice cu tema valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniul de activitate elaborată de către domnul Idricianu Cătălin Bonel, producător de doctorat, doamna doctor în științe economice, conferențiarul de stat, doamna Șarlu Lille. Cel de-al doilea subiect, stimați membri, avem de evaluat teza și de atribui calificativul de către comisia de doctorat. Și al treilea subiect, valoarea titlului de doctor în științe economice. Deci, în conformitate cu extrasul din proces verbal numărul 7 de la ședința din 26 mai 2023 a Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, cu obiectul de referință, aprobarea comisiei de doctorat, deci în temeiul regulamentului sus menționat și a regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice tezilor de doctorat, adoptată la ședința Senatului din 28 iunie 2022, se aprobă comisia de doctorat, componența comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezii de doctorat cu titlul valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice la specialitatea 521.03 valorificare resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice la specialitatea dată, deci elaborată de către doctorandul Idricianu Cătălin Ionel, după cum urmează, subsemnată Cămălaru Maria, doctor în științe economice, Universitatea de Stat, Moldova, președinte al comisiei de doctorat. Doamna Șarlu Lilia, doctor în științe economice, conferințar universitar, Universitatea de Studii Europene, Moldova, conducător de doctorat. Domnul Stratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, referent oficial. Doamna Ignat Gabriela, doctor în științe economice, profesor universitar, Universitatea pentru Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brat, Iași, România, referent oficial. Domnul Dobrin Cosmin, doctor în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din București, România, referent oficial. Și doamna Buzugan Adriana, doctor în științe economice, conferințar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, secretar al Comisiei de Doctorat. Stimați membri a Comisiei de Doctorat, stimați invitați, suntem patru din membri prezenți, deci avem dreptul de a deschide ședința de susținere și respectiv domnul referent oficial, domnul Stratan Alexandru, în scurt timp se va alipi din online sau deja este. Deci în format online avem și membrii comisiei de îndrumare. Astfel, stimați membri, permiteți-mi să oferim cuvântul domnului doctorand, domnului Idricean Cătălin Ionel, deci pentru ca să, domnule, cer scuze, deci oferim cuvânt pe doamnei secretar a comisiei de doctorat pentru ca să ne prezinte dosarul de atestare a studentului doctorand Idricean Cătălin Ionel. Stimată doamnă! Mulțumesc! Deci, bună ziua, stimați membri ai comisiei de doctorat, stimate doctorand, invitați. Deci, a fost depus dosarul de atestare a doctorandului la școala doctorală și aprobat prin toate etapele și toate procedurile conform regulamentului. Deci, dosarul conține, în primul rând, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științific de aprobare Consiliul Științific a Școlii Doctorale Științe Economice și Demografice, când a fost aprobată tema tezei și conducătorul și comisia de îndrumare, pe care avem extras din procesul verbal al Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova, prin care a fost făcută o modificare în componența comisiei de îndrumare,
la solicitarea conducătorului de doctorat, deci membrii comisiei de îndrumare, o nouă componență au fost Stratan Alexandru, Lucu Constantin și Bărbulea Rodica. De asemenea, în dosar aveam adeverința care prezintă rezultatele din celor 4 ani de studii al doctorandului, cu privire la programul de pregătire universitară și cu privire la programul individual de cercetare științifică, lista lucrărilor științifice, lista participărilor la manifestările științifice cu anexele, dovezile, deci certificatele de participare, programele de participare la conferințe, CV-ul candidatului, raportul de similitudini, deci rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudini, declarația doctorandului cu privire la originalitatea tezei de doctorat, procesul verbal al comisiei de îndrumare, deci cu privire la avizarea pentru examinare în cadrul departamentului de profil a tezei, avizul comun al conducătorului și a membrilor comisiei de îndrumare, tabelul, deci prin care se demonstrează realizarea obiecțiilor și sugestiilor înaintate de către comisia de îndrumare, deci avizul din partea Departamentului Administrarea Afacerilor, procesul verbal numărul 8 din 17 martie 2023 al Departamentului Administrarea Afacerilor, tabelul prin care se demonstrează realizarea obiecțiilor, sugestiilor de realizarea deci acestora de către departamentul de profil, informații cu privire la competențele profesionale ale comisiei de doctorat, semnată de fiecare membru al comisiei de doctorat prin care și-a dat acordul de a participa în cadrul acestei ședințe, extrasul din procesul verbal numărul 7 din 26 mai 2023 a Consiliului Științific al Universității de Stat, când a fost aprobată comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat, dispoziția școlii doctorale, deci cu privire la înaintarea spre discuție în Consiliul Științific a dosarului, deci dovezile privind prezentarea și transmiterea lucrării și a rezumatului către Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Universității de Stat și la alte 23 de instituții care au fost aprobate în procesul verbal numărul 1 al Comisiei de Doctorat. Avem avizele cu membrilor Comisiei de Doctorat și de asemenea au fost transmise pe adresa de e-mail a secretarului alte avize cu privire la evaluarea rezumatului. Sunt într-un număr impunător de 8 avize pozitive. Avem buletinul, deci carte de identitate, copia cărții de identitate a doctorandului, de asemenea și 2 acte de implementare. Și, bineînțeles, la dosar sunt anexate și rezumatul în limba engleză și în limba română, cât și teza de doctorat. Mulțumim! Stimați membri ai comisiei doctorat, dacă sunt careva întrebări pe marginea dosarului candidatului. Dacă nu, da? Mulțumim. Deci dacă nu, stimați domnul doctorand, vă oferim cuvântul timp de 20-30 minute maxim, deci pentru ca să ne prezentați conținutul tezei, dar și rezultatele științifice obținute. Maxim 30 de minute. Bună ziua! Stimați membri de doctorat, numele meu este Jean de abordarea subiectului valorificării resurselor de descriere în contextul sustenabilității economice este actual mai ales în zilele noastre. Faptul că resursele forestiere sunt resurse regenerabile asigură afirmația sustenabilității,
chiar pe știința cu protecția, cu universității și Constituția la lupta pe lupta globală, sursă de materie primă, pentru procese tehnologice de cadrul activităților economice, resurse energetică alternativă, resursa antropică naturală pentru dezvoltarea activității de greu și de fac ca sectorul forestier să aibă responsabilitate socială și economică. Scopul complex al lucrării constă în cercetarea particularităților ce vizează valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, identificarea și analiza potențialului economic al resurselor forestiere, evaluarea comparativă a resurselor forestiere în România și în comunitatea europeană, ca parte componentă a asigurării strategice și durabile privind asigurarea sustenabilității economice a resurselor forestiere de România și, în special, a regiunii de nord-est României, prin aplicarea unor metode moderne de gestiune managerială. Pentru realizarea scopului au fost stabilite mai multe obiective. Identificarea noțiunilor a conceptelor, a teoriilor, principiilor și particularitățile valorificării economice a resurselor forestiere în contextul dezvoltării durabile, prezentarea principiilor sustenabilității economice ca factori determinanți ai valorificării resurselor forestiere, identificarea strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă a resurselor forestiere în zona europeană, analiza potențialului resurselor forestiere România și Republica Moldova în contextul valorificării sustenabile, determinarea componentei economice a resurselor forestiere România în contextul valorificării, stabilirea valorii și principiului economic al resurselor forestiere în asigurarea sustenabilității, analiza valorificării resurselor forestiere în regiunea de dezvoltare nord-est a României în perioada 2007-2021, modelarea dezvoltării sustenabile a resurselor forestiere în regiunea nord-est a României pe baza modelului PIAT și prezentarea modelului de gestiune sustenabilă a resurselor forestiere pentru zona de nord-est a României prin managementul clusterului forestier. Noutatea științifică. A fost determinat potențialul economic al resurselor forestiere în regiunea de nord-est a României pentru stabilirea sustenabilității economice. A fost modelată dezvoltarea sustenabilă a resurselor forestiere în regiunea de nord-est a României prin intermediul modelului PCR. A fost constituit un sistem de gestiune eficientă a resurselor forestiere, managementul forestier și conceptualizat claserul forestier pentru sustenabilitatea economică în valorificarea resurselor forestiere. A fost fundamentată științific o nouă direcție de valorificare a resurselor forestiere pentru atingerea sustenabilității economice, o utilizare universală, diferent de zonă, geografică, regiune sau țară. Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea modelului PCA pentru dezvoltarea sustenabilă a resurselor forestiere în regiunea de nord-est a României, fapt ce a determinat previziunea nivelului de dezvoltare sustenabilă a județelor de regiunea de nord-est și a contribuit la stabilirea unei metode de gestiune eficientă a resurselor forestiere în vederea aplicării managementului forestier și a sistemelor de clustere forestiere pentru eficiență și eficacitatea proceselor manageriale, ca rezultat a atingerii obiectivelor economice. Semnificația teoretică o dă importanța teoretică a cercetării, care rezidă din contribuția pentru știință adusă prin analiza teoriilor, conceptelor și principiilor practice a particularităților managementului forestier, a conceptelor, condițiilor și factorilor determinanți ai sustenabilității resurselor forestiere pentru dezvoltarea societății durabile contemporane. Rezultatele analizei critice a politicilor și strategiilor de asigurare a sustenabilităților resurselor forestiere adoptate în ultimii ani în România și în Europa au contribuit la identificarea și descrierea modelului de clustere forestier pentru o economie durabilă în aplicarea unui management de performanță. Valoarea aplicativă a cercetării va fi generată de aplicarea rezultatelor studiului condiționat de zona geografică, de capacitatea resurselor forestiere, de particularitățile valorii economice a resurselor, abordarea subiectului sustenabilității resurselor forestiere prin prisma mai multor argumente, face și mai facilă implementarea rezultatelor obținute și prezentate public prin intermediul publicațiilor științifice, comunicărilor, în cadrul diverselor manifestări științifice, dar și aplicării rezultatelor practice datorită instituției asigurate pe domeniul profesional de activitate desfășurată. Atât clasterul cât și modelul de dezvoltare sustenabilă PCR aplicat pe regiunea de nord-est a României sunt modele universale ce pot fi implementate în orice regiune din România, inclusiv Republica Moldova. Implementarea rezultatelor cercetării va permite
stimularea modificării, adaptării și armonizării de legislație, reglementări și stimulente adecvate pentru a promova valorile care se arată la resursul. Crearea mai multor premise pentru gestionare eficientă a resurselor financiare și umane pentru a pregăti, implementa și monitoriza planul de management forestier. Inițierea de mecanisme care să asigure participarea tuturor părților interesate la guvernarea, planificarea și dezvoltarea resurselor forestiere asigurate de parte de forestiere. Utilizarea terenului ce fac atingerea activă din punct de vedere comun pentru administrația terenului, cel puțin pe termen scurt, decât gestionarea resurselor forestiere, ceea ce duce la degradarea resurselor forestiere și la depășarea acestora. Soluționarea unor probleme legate de ecologie, lupta împotriva dezvoltărilor ilegale, dezechilibrele economice. Lucrarea este structurată sub modelul clasic, globând trei capitole ale cercetărilor teoretice, practice și inovative, cu generarea unor concluzii relevante și propuneri. Inițierea de mersul științific a conceput cu fundamentarea și concretizarea noțiunilor aferente subiectului sustenabilității și alocării economice a resurselor forestiere, concluzând rezultatul analizei studiilor teoretice fundamentale ale noțiunilor de valorificare economică a resurselor, sănătate economică, dezvoltare durabilă a resurselor forestiere, apreciem efortul, argumentele și convingerile cercetătorilor internaționali și naționali preocupați de o problemă cu caracter interdisciplinar. Concretizăm că în viziunea noastră, sănătatea resurselor forestiere reprezintă o acțiune a managementului de sănătate pe termen lung, a conservării, întreținerii și valorificării pădurilor în contextul menținerii echilibrului între satisfacerea nevoilor individului și existența mediului la acest proces pentru servirea generațiilor viitoare. În continuitatea cercetării, ne-am axat pe identificarea potențialului resurselor forestiere, care va fi propus pentru valorificare în contextul sustenabilității economice. La acest subiect au fost studiate date statistice cu privire la suprafața fondului forestier în România comparativ cu cel al Uniunii Europene și cel al Republicii Moldova. A fost analizat volumul de masă de masă ca cea mai importantă resursă resurselor forestiere de perioada de 5 ani, pentru stabilirea evoluției. La fel, au fost studiate particularitățile importante ale resurselor forestiere, ce le confirmă valoarea inclusivă economică, precum structura principală speciilor noastre și ponderea pe vârstă a resurselor forestiere. Au fost studiate și analizate în evoluții și suprafețe cu tăieri și suprafețe regenerate. Toate acestea au stabilit o platformă pentru identificarea unor indicatori ai sistemului de control pentru model PCR, dar și pentru valoarea deciziilor direcții de cercetare ulterioare. Cauze privind riscul valorificării resurselor forestiere în România. Toate acestea rămân amenințări și provocări semnificative, special în ceea ce privește sănătatea resurselor forestiere și sustenabilitatea economică. Cauzele privind riscul valorificării resurselor forestiere în România sunt evidențiate în schema funcționării managementului de performanță pentru a valorifica resursele forestiere în contextul sănătății economice. Ca obiect de studiu economic, problema resurselor forestiere prezintă multe dificultăți, mai ales datorită caracterului pe termen lung al procesului de regenerare, destinații multifuncționale a terenului și impactul ridicat asupra mediului și al activității umane. O soluție ar fi implicarea managementului de performanță pentru a valorifica resursele forestiere în contextul sustenabilității economice. Acestea se bazează pe factori determinanți ai resurselor forestiere pe care le-am analizat în capitolul de la 12, principiile de management și politici de implementare pe care le-am fundat în capitolul 1 al 12 și clasele forestiere pe care le vom focusa în capitolul 3 al 12. Beneficiul economic calculat la măsurarea eficienței resurselor forestiere pentru justificarea aplicării claselor forestiere este analizat în lucrare după următorii categorii. Volumul de masă lemnoasă, volumul altor produse lemnoase, volumul de carne de vânare, valoarea semințelor forestiere, valoarea fructelor de pădure, valoarea trufelor și altor ciuperci comestibile de floare, valoarea altor produse lemnoase. Toți acești indicatori în lucrare sunt analizați pentru cele 6 județe ale zonei din Nord-Est al României și prezentate în paragraful 3 și care au servit și ca bază fundamentală pentru crearea modelului.
Ținând cont de geografia fizică a României și de dezvoltare economică și socială, Fondul Forestier Național nu este distribuit uniform între județe și regiuni. Menționăm acest fapt pentru că selectarea acestei zone nu este tocmai una dintre cele mai bogate resursele forestiere în regiunea României. Iar studiul realizat ne demonstrează încă o dată universitate. Modelul PCR presupune evaluarea utilizării resurselor și a dezvoltării sustenabile. Modelul PCR, spre simțurile stare, simționează în baza unui sistem de indicatori de modelare, evaluare și prognozarea dezvoltării sustenabile a resurselor forestiere. A fost aplicat pe județele din regiunea de dezvoltare în nord-vest a României. Apoi, am cuantificat ponderea indicatorilor folosind metoda entropiei și, în final, am evaluat nivelul de dezvoltare sustenabilă a resurselor forestiere în nivelul în cadrul regiunii de dezvoltare în nord-est a României din anul 2000 până în 2020, cu ajutorul metodei de evaluare integrată. Folosind metoda prognozei, am calculat valoarea indicatorilor prognozați pentru anul 2021. Sistemul de indicatori în acest studiu se bazează pe principiile, pe rezultatele cercetărilor existente, directoare din domeniul științei, datele disponibile legate de resursele forestiere din regiunea de nord-est a României, combinate cu circumstanțele specifice ale resurselor forestiere care au fost studiate și analizate anterior, în lucrarea s-a determinat diferiți indicatori de presiune, stare, răspuns al modelului. Factorii de presiune selectați din aspecte legate de populație, resurse și dimensiune socio-economice și de mediu din regiunea din nord-est a României, am înregistrat pe perioada de analiză de 2000-2020 pe județele Vaslui, Neamț, Iași, Bacău, valori ascendente, iar pentru Botoșani și Suceava, descendente. Factori de stare. Sunt selectați din cantitate și calitate resurselor forestiere. Astfel, județele Vaslui, Iași, Suceava sunt în ascensiune, iar Bacău și Botoșani în descensiune. Evaluarea indicilor de răspuns. Factorii de răspuns sunt selectați din răspunsul la creșterea resurselor forestiere, investițiile forestiere și politica ecologică forestieră adoptată pe județele Bacău, Suceava, Iași, Botoșani, Vaslui, se observă că sunt în ascensiune, iar Neamț sunt în descensiune. Valoarea calculată a indicelui de evaluare a sustenabilității resurselor forestiere din regiunea de nord-est a României. Utilizând standardul de clasificare a sustenabilității resurselor forestiere, ce presupune transformarea indicatorului valorice în calitativ, obținem rezultatul din acest slide. Acest tabel ne demonstrează gradul de sustenabilitate din fiecare județ. În concluzie, constatăm că județele Bacău, Neamț și Suceava sunt sustenabile în valorificarea resurselor forestiere. Județul Vaslui este nesustenabil, fapt pentru care se propune a fi utilizat în modalitatea de gestiune managerială prin clasul forestier. Iar județele Botoșani, Iași, având calificativul nesustenabil, pot aplica modelul clasului după atingerea cel puțin a calificativului nesustenabil. Având la bază cele trei valori ale indicatorului modelului PCR, am calculat valoarea sumată a lor, iar prin metoda de prognoză am determinat nivelul de dezvoltare sustenabilă a resurselor forestiere pentru cele facilități din regiunea de nord-est a României, stabilind că pentru 2029 toate din cele șase județe vor avea o prognoză în ascensiune. Ajungând la această concluzie, dorim să argumentăm valoarea clusterului forestier. De rezultatele cercetării anterioare, pe ansamblu vedem că sustenabilitatea resurselor forestiere reprezintă una dintre problemele actuale ale societății, iar soluționarea și dezvoltarea procesului devine tot mai evident realizată prin eforturi comune. Astfel, identificăm soluția pentru funcționarea managementului de performanță prezentat în slide-urile precedente în cluster forestier. Menționăm elementele justificării economice prin sustenabilitate precum creșterea eficienței economice, promovarea inovației, îmbunătățirea dezvoltării regionale, promovarea sustenabilității, accesul la piețele internaționale și în acest context, considerăm efectiv formarea unor clusere forestiere pentru clusterele sustenabile, dar și cele sustenabile ca un cadru organizatoric și economic al gestionării raționale a resurselor forestiere. Modelul clusterului forestier propus
Este un model de clasă forestier funcțional. Deci ar putea fi pus în aplicare în orice altă zonă geografică din România, inclusiv Republica Moldova. În acest sens, sunt actele implementare confirmate. Modelul presupune un clasă format din 4 organizații. Una din domeniul procesului, una din domeniul prevenției, o societate forestieră și o societate de exploatare. Obiective strategice sustenabile ale modelului de clasă forestieră sunt dezvoltarea unei economii circulare, îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea dezvoltării durabile, stimularea inovației și cercetării. Mecanismul de management al claselor forestiere are scopul de a asigura stabilitatea acestuia pe termen lung, la nivel tactic, operațional și strategic, și un sistem de relații economice care să stabilească legături de producție și economice între componentele complexe forestiere. Ca urmare, planificarea producției, implementarea, monitorizarea și evaluarea, revizuirea și ajustarea, care împreună constituie mecanismul economic în ansamblu. Acest mecanism de management strategic poate fi considerat o îmbunătățire treptată a strategiei resurselor forestiere la nivel național și internațional, pe clasă de vârstă, iar utilizarea rațională a lemnului, dezvoltarea infrastructurii, promovarea economică, adică responsabilitatea statului pentru pături, ar deveni o responsabilitate mai mare în raportat la cetate. În rezultatul cercetării, tot mai profund conștientizăm importanța crescând a elementelor socioeconomice, de mediu și culturale a resurselor forestiere, ce conduce la noi abordări ale valorificării sustenabile. În rezultatul consultării surselor teoretico-științifice ale autorilor internaționali, s-a reușit să se identifice la nivel teoretic interacțiunea dintre măsurile ce determină sustenabilitatea resurselor forestiere. S-a confirmat afirmarea teoretico-științifică de valorificare sustenabilă a resurselor forestiere realizate. Studiind și sistematizând strategiile și politicile naționale și internaționale în domeniul de dezvoltare, s-a identificat rolul și factorii determinanți ai sustenabilității resurselor forestiere, precum și principiile sustenabilității în contextul valorificării economice. Valorificarea sustenabilă a resurselor forestiere ca utilizare sustenabilă și conservarea resurselor forestiere care vizează menținerea și sporirea multiplelor valori ale resurselor forestiere prin intervenția umană. Studiind și analizând practicile de utilizare a resurselor forestiere la nivel european și la nivel României, s-a identificat cei trei piloni ai sustenabilității resurselor forestiere, mediul, societate, economie, ce contribuie la asigurarea funcțiilor manageriale de organizare, coordonare și control. Analizând evoluția resurselor forestiere în Europa, România și Republica Moldova, s-a identificat potențial pentru dezvoltarea managementului forestier urban. Evaluarea economică a resurselor forestiere dezvoltate de Nord-Est România a completat potențialul economic al resurselor forestiere de zonă și capacitatea de a dezvolta clasele forestiere. Evaluarea potențialului resurselor forestiere de regiunea de Nord-Est României a dat posibilitatea de a identifica și aplica modelul PCR pentru orientarea strategică sustenabilă a regiunea de Nord-Est. Concretizând, numărul și diversitatea resurselor forestiere și părțile interesate în valorificarea resurselor forestiere s-au identificat clasele forestiere, soluție de gestiune sustenabilă a resurselor forestiere în regiunea de Nord-Est a României. Se desprind următoarele propuneri. Ca modalitate de gestionare durabilă a resurselor forestiere prin activități bazate pe dezvoltare sustenabilă, care se vor reflecta în rata de creștere a industriei, cât și în creșterea producției. Pentru îmbunătățirea dezvoltării sustenabile a resurselor forestiere de regiunea de Nord-Est, în baza modelului PCR, identificarea factorilor care contribuie la influențarea, determinarea și predicția de dezvoltare a acestora pe termen mediu și lung. Formarea claselor și dezvoltarea lor, compuse din companii, universități și concentrare geografică a instituțiilor de cercetare, dar și guvernele locale sau regionale, ca urmare, sunt atrași și furnizori specializați, au acces la forța de muncă și au acces la informații. Focalizarea guvernului asupra sectorului forestier ca element al valorificării economice și politicilor locale implicite în contextul sustenabil. Mulțumim deci, pentru prezentarea comprehensivă a rezultatelor dumneavoastră și vă mulțumim pentru faptul că v-ați concentrat exact în 20 minute pentru
a prezentat. Stimați colegi, urmează acum sesiunea de întrebări răspunsuri, deci vă invităm la discuții și întrebări. Îți pare gheața? Da. Acum nu e o obligatorie, să suntem minoritate, da. Bărbații astea sunt minoritate aici. Nu e obligatorie ca totul lumea să pună întrebări, dar conform cu zanților, da, e bine să avem și această sesiune de despărți și despre lucruri. Curând și eu vreau să vă felicit pentru mă rog ca să prezentarea extrem de succintă și faptul că v-ați ales o teză de doctorat din punctul meu de vedere care vă caracterizează fiind practicier și specialist în domeniu, v-ați îndreptat către o zonă care cu siguranță o stăpâniți și sunt convins că în experiența dumneavoastră ați reușit să identificați elementele de balast în această cercetare și să vă îndreptați către o zonă în care dă valoare aceste cercetări, o zonă extrem de pragmatică și astfel v-a permis să duce cercetarea într-o anumită zonă care, zic eu, că aduce valoare teză. Ca și specialist în zonă, în acest domeniu, din punctul dumneavoastră de vedere, cum vedeți viitorul sau modalitatea de organizare a sistemului silvic din România și nu numai? Că probabil și Moldova copiază într-un fel ceea ce se întâmplă în România. Succint. Da, sunt convins că ca practician simțiți elementele care ar trebui modificate, care nu sunt bune, sunt elemente care cu siguranță vă loviți. Cum vedeți dumneavoastră viitorul? Ce ar trebui să se întâmple astfel încât ca acest sistem la silvicultură din România să meargă într-o direcție? Domnule, vreau să mulțumesc pentru întrebare. Sectorul forestier este un sector atât de ofertant și un sector extrem de complex. Activitatea presupune atât percepere teoretică, dar mai ales din punct de vedere practic. La noi, meseria de silvicultor sau noi, ca silvicultori, reușim să culegem roadele a două generații anterioare muncii noastre. Ca atare, rezultă un caracter ultraconservator a sistemului și, ca atare, adaptabilitatea sistemului la schimbare este una cu, să spun așa, cu reticență sau cu o rezistență fantastică, dar care îmbracă aspecte obiective. Pădurea nu am inventat-o noi, nu face parte din tehnologii moderne, ea s-a născut cum s-a născut și de ei până la cap. Are mecanismele proprii de dezvoltare, are sistemele proprii din care se conduce, iar noi, oamenii, cu intervențiile noastre, factorul antropic, poate optimiza întotdeauna activitatea și procesele de la nivelul pădurii. Compania în care eu lucrez, dar nu numai, fondul forestier pe care România îl deține este administrat în două forme, o formă privată și o formă de stat. Eu activez în cadrul companiei de stat, care este administrată de totul statului, și trebuie să recunosc tocmai ceea ce am spus anterior, acele mecanisme sau acele adaptări greoare la schimbare. Dar, totodată, trebuie să și evidențiez că ne adaptăm mereu sau căutăm mecanisme sau căutăm metode de adaptare a companiei la realitățile societății actuale, la schimbările permanente pe care adus sub aspect social, economic și așa mai departe, dar mai ales sub aspectul ecologic, influențează activitatea noastră. E nevoie de reformă la nivelul de regie națională, e nevoie de adaptare la nivelul regiei naționale. Gândim cumva că tehnologiile și comunicarea cu toate celelalte paliere din societate va trebui să lucreze ca intervenția noastră să fie una corectă, ca resursele pe care le oferă pădurea să fie accesate de populație și de comunitate. Da? Concret, ca să vă răspund, noi suntem într-un proces de reformare efectivă. Da? Iar chiar eu sunt parte din procesul de reformă, s-au constituit 15 comisii care lucrează la strategia de dezvoltare a regiei naționale a pădurilor. Eu sunt, în modestie, fără față, sunt cea mai importantă comisie alături de domnul Dumnezeu, da? În care structurăm modelul sau arhitectura regiei naționale. Da, e nevoie de multe schimbări, e nevoie de
aș spune, de redimensionarea cantoanelor, de redimensionarea structurilor silvice în ansamblu, de profesionalizarea sistemului la un nivel mai ridicat decât e acum. Da? Dacă toate acestea vor fi asumate și de factorul decident, de guvern, de legislativ, care să armonizeze practica noastră cu legislația, vă asigur că evoluția cel puțin a administratului de stat va fi una pozitivă. Mulțumesc pentru răspuns. Cred că am greșit puțin întrebarea. V-am provocat puțin și am intrat pe un teren în care v-am permis să vorbiți foarte, foarte mult. Sunt convins că dacă vroiați, puteam să răspundeți la această întrebare încă câteva ore bune de acum încolo. Da, sigur. Deci am intrat puțin pe terenul dumneavoastră. Mulțumesc pentru răspuns. Felicitări pentru răspuns. Mulțumesc. Domnule doctorat, sunt important de fapt pentru o arie de curaj și vizualină de prezentare, care ne-a atras atenția de la singur slide. Și nu numai prezentarea, am primit culoarea, verde înseamnă viață, verde înseamnă sustenabilitate. Ați intrat pe un domeniu drag mie și anume sustenabilitate. Nu cred că s-au scris foarte multe lucrări sustenabilitate în domeniul dumneavoastră și din acest punct de vedere vă felicit. Păstrez terenul dumneavoastră, nu în alt domeniu, și întrebarea mea sună în felul următor. În compania pe care o coordonați, aplicați management sustenabil? Mulțumesc pentru întrebare. Fac o mică completare. Floarea verde, da? Eu am fost pasionat de fizică, am făcut liceu informatic, am ajuns pătrar altfel. Culoarea verde are lungimea de undă de 550 nanometri. Deci e cu frecvența cea mai ușor de receptat de ochiul uman. De asta se spune că mergem în spațiu verde, mergem să ne conectăm. De asta percepția ochiului e cea mai reconfortantă pentru om. Asta ca o întrebare, iar culoarea verde a fost între motivele pentru care m-am dus și eu spre meseria. Revenind la întrebarea dumneavoastră pe care vă mulțumesc, vreau să fac o introducție sau să dezvolt un pic punct. Conceptul sau conceptul de valorificare a resurselor sustenabil se suprapune și de asta am și ales cum bine a surprins un profesor sectorul și domeniul de activitate se suprapune pe un principiu esențial pe care noi ne ghidăm în activitatea noastră. Este principiul continuității. Principiul continuității în silvicultură ne obligă ca să valorificăm resursele pe care pădurea le pune la dispoziție permanent, de așa manieră încât să ne satisface și noi nevoile, dar să permite și generațiile viitoare să fie cel puțin la fel de satisfăcute de resursele pe care le oferă. Ca atare, asta e frumoasă tema, pentru că se suprapune sau vine în actualitate și aduce o teorie care a fost formulată de aproape 200 de ani. Deci principiul sustenabilității vine din sectorul forestier de acum 200 de ani, când un silvicultor în Neamț a inițiat prima dată la începutul secolului XIX. Așa? Motiv pentru care spun, da, sustenabilitatea vine acum ca să înnobileze activitatea noastră, sau să ne oblige mai mult, da, ca să ne aplicăm asupra principiului de bază activității. Practic, noi nu inventăm nimic. Cum am spus adineauri la întrebarea domnului profesor, noi, generația de astăzi, intervenim și culegem roadele muncii încă două generații dinainte. Practic, sustenabilitatea se creează prin ea însăși. Pădurile ne vrea să se fie sustenabil. Pădurile, prin legile proprii, ne obligă să fim sustenabili. Acum, în mod concret, da, în contextul actual vedem toți ce se întâmplă în lume. Dar nu o duc mai departe, vin la noi, în zona noastră, în Moldova special și chiar în Republica Moldova. Practic,
Aici granița nu influențează de niciun fel soarele, cum se mușcă soarele, cum merg nori și așa mai departe. Observăm, în ultimii ani cel puțin, o secetă prelungită, sau observăm fenomene de schimbare la nivel climatic, zonal, microclimatic, micro, pe zone, să spun așa, și perioade de secetă sau perioade de temperatură extreme au condus la modificări în fiziologie a pădurii. Pădurea reacționează, din păcate, e supusă unui stres fantastic și apare fenomen de uscare. De asta și aduc în discuție. Fenomen de uscare care ne obligă pe noi să intervenim concertat. Da? Deci, și atunci, înainte, am apelat la partea din cluster, la partea științifică. Și suntem în colaborare cu Universitatea cu Facultatea de Agricultură Specială, care acțiune componenta științifică în lucrare. Noi, ca administrație, am produs de partea de administrație care avem responsabilitatea administrării proprietății statului, a tuturor până la urmă, da? Și ce facem? Studiem, urmărim să identificăm cauzele uscării arboretelor de stejar, concret ce se întâmplă. Să introducem în circuit economic lemnul pe care îl extragem, trebuie să intervenim. Să găsim o soluție de înlocuire, dacă e cazul, a arboretelor cu specii adaptate la condițiile nou create, da? Care intervenție o face într-o firmă de exploatare, și să valorificăm lemnul respectiv în piață, ca să avem resurse să înlocuim sau să îndreptăm lucrurile acolo unde s-au defectat. Și acolo vine a patra componentă, piața, care poate fi o firmă de prelucrare de lemn, care poate fi oricine altcineva, care valorifică lemnul. Da? Deci, v-am dat un exemplu mai proaspăt, dar clustere au fost gândite, nu au fost gândite, s-au petrecut cumva în terenul de lucru al prutului, da? Vedem că trecem granița de România, în Moldova, arborete de plop euroamerican, niște păduri înalte de plop, niște cone de plop, care au venit tocmai ca să aducă valoare economică zonei, să dea valoare economică, fiind specii repede crescătoare, potențial economic ridicat, specialiștii au considerat și au creat soluția asta. Care e soluție la fel legată de piața care absorbe lemnul respectiv și servit de nou la Ikea sau la diverse alte firme lemnul în formă de mobilier sau ce altceva. Mulțumesc! Deci, dacă o afacere rentabilă, semnul legal, o afacere sustenabilă. Deci, dar și domnule Vecianu, felicitări din partea mea. Se expus foarte frumos și foarte succint cursiv, mai impresionat. Da. Dar iată dumneavoastră activând în acest domeniu, sustenabilitatea, așa și valorificarea în aspect ecologic. Eu vin din aspect ecologic și protecția mea. Profesora de profil. Evident că sustenabilitatea noastră în ultimii ani este protecția pădurilor, a mediului. Deci spuneți, vă rog, ați atins chestia asta, că sustenabilitatea deci este dependentă de factorii de mediu, factorii de stres. Deci seceta profundă, seceta pedologică, arșiță și așa mai departe. În aspect, zicem, de instabilitate de climă. Cum vedeți dumneavoastră și paralela aceasta dintre sustenabilitatea economică și cea ecologică? Cum s-ar putea modifica ca să fie undeva într-un echilibru? Da, întotdeauna, cum am spus, am mai bine spus, era o teorie în zicere în treasta noastră, că dacă am lăsat pădurea singură, s-ar descurca mai bine. Factorul antropic că câteodată dăunează. Dar trebuie să acceptăm că progresul sau dezvoltarea în ansamblu asta, deci civilizația umană, creează permanent soluții. Ce a spus dumneavoastră, da, seceta sau temperaturile extreme conduc în anumite zone la dispariția unor specii. Și acolo mai sustenabilitatea dispare, da? Care e unul a specialiștilor? Să aducem componenta aia științifică să creeze soluții pentru realitatea nou creată. Și noi promovăm acum aspectul tehnic vorbind, nu dezvolt foarte mult,
condiții de stepă, de silvostepă. Când vorbim de stepă, nu puteam vorbi în zona Moldovei de stepă sau de silvostepă. Adică cu iveri aride, secetoase și așa mai departe. Ei, în lumea asta există specii, sau în zonele similare cu cele nou create, există specii adaptate, care vor fi implementate. Sunt, deci, în baza cercetărilor și în baza proiectelor de studii făcute din zona de cercetare, construiește o nouă soluție și pune în loc o specie care se adaptează în unor condiții, da? Păstrând sustenabilitatea sau păstrând sustenabilitatea și echilibrând zona afectată. Da, corect. Deci echilibru sustenabil economic, cel ecologic, trebuie sunt interdependente. În societatea actuală, când societatea, când populația, oamenii, civilizația trebuie să acceseze pădurea, natura, nu se poate altfel. Și atunci trebuie să permanentizăm prezența pădurii, cum am spus, valoarea economică a pădurii nu e dată numai de lemn. Da? Valoarea economică e dată de puncte de recreere, dată de toate cele funcții care pădurea le oferă populației și care costă, care au un cost, da? Atare obligația profesioniștilor, a silvicultorilor, împreună cu factorii decizionali, cu politici și așa mai departe, trebuie să armonizeze soluții. Și soluții se pot găsi întotdeauna. Bravo. Deci vă doresc succes. Mulțumesc. Deci monitorul acesta sustenabil care îl faceți economic, undeva, să atingeți și cel biologic. Pentru că fără el... Nu avem, dacă nu menținem vie pădurea, nu putem vorbi de grafic de lemn. Evident, mulțumim. Succes! Dacă îmi prezintez la urmă, știu că ne lungim puțin, dacă mai inteligent, ascultându-mă domnul Lucian, văzându-l cum vorbește cu atât de multă pasiune, am căutat repede în telefon, urmărindu-mi și o pasiunea mea care se cheamă vânătoare, am găsit într-o carte scrisă de August von Spitz, dar 1934, atenție, 1934, care a fost maestru de vânătoare al lui Harvey. Și doar vă citesc, sper să reușesc să citesc că stau în chiar astăzi, treziți-vă voi patrioși și cetățeni legați de această minunată țară. O propoziție. Opriți-vă din devastarea minunaților voștri cozii și acele mai frumoase podoabe lor, iertăți-vă. Nu o să continui cu tot citatul. Doar am vrut să vă citesc aceste două propoziții scrise de acest mare vânător și baronul August von Spitz în 1934. Atenție, 1934. Gândiți-vă că era perioada, cred că, interbelică, da? Interbelică. În 34 el făcea acest strigăt, acest apel național. Atunci cred că erau austrieci foarte puternici în România, după aceea a venit în perioada după 45 au venit alții. M-a scuzat. Ascult. Perioada a făcut și că a fost toate pădurile, a fost cadastrat. Da, bunită. Atunci, vă dați seama, cum era aplicarea administrarea principiul ce v-am menunțat înainte, principiul continuității care vine de secole în viziunea societății moderne, da? A apărut mai de mult. La noi e mai greu. Deci o găsim prin zicerea... Deci 1934. Da. Omul atunci a sesizat ceea ce se întâmplă cu această avere verde a României și vietăților lor și a făcut acest apel național. Pentru că probabil a văzut ce se întâmplă. Da, da. Și uitați... Întotdeauna a fost... Iertați-vă că v-am întrerupt. Într-adevăr, m-ați măsurat un pic. Recunosc că ați dat puterea meu și aici vă simt bine, când place. Aia zile. N-am sesizat acest lucru. Și eu, atare. Mai ales că și câțiva am bun, menegerez. Adică sunt local ideal la Roma. Da. Sunt multe, foarte multe lucruri. Sunt, general, cum am spus, să spun cu vreme în suflet, factor antropic n-a avut întotdeauna și intenții. Intenții, dar mai ales intervenții. Intenții.
și e greu de reparat o rană făcută în copil. Dar se poate. Ce vă mulțumim tare mult, am văzut că la sesiunea de întrebări dumneavoastră ați scăpat și de emoții și, într-adevăr, așa cum s-a menționat, deci pasiunea se vede în toate răspunsurile. Și dacă tot până acum s-a vorbit despre România, vreau și eu să întreb în calitate de expert ce am trebuit să facem noi, Republica Moldova. Deci am văzut lucrarea dumneavoastră că ați menționat că în România forma proprietății deci, este variantă a Fondului Forestier Național. Și chiar m-am mirat că în anii 20-21, cam 35, aproape de 40, este proprietate privată. Cu păreri de rău spre analiza cooperativă pe care ați făcut dumneavoastră în Republica Moldova, noi tocmai 0,36% avem proprietate privată. Și întrebarea ar fi, deci, cum poate influența sau dacă influențează forma proprietății private calitatea managementului resurselor forestiere și, mai cu seamă, sustenabilitatea economică. Da, mulțumesc pentru întrebare. Teoretic, cum am spus, pădurea are legile proprii, deci nu ar trebui să existe o diferență sau în dezvoltarea pădurii, un forestier generat sau influențat de formă de proprietate. Dar, din păcate, lucrurile nu stau așa în realitate. Forma de proprietate, în contextul actual, și vorbesc mai mult de România și apoi de Bărbești și de Graniță, aici, în România, în urma numeroaselor legi funciare, s-a ajuns ca proprietatea privată să fie dominantă. Eu, cu rog, nu contest proprietatea în sine, dar sectorul meu nu a adus un plus valoare, din păcate. Pentru că pădurea nu e o cultură agricolă. Pădurea are o complexare de funcții și o interdependență ecologică fantastic cu toate celelalte zone agricole, sociale, comunități urbane, rurale și așa mai departe. Deci, funcțiile pădurii sunt, în primul rând, de protecție și apoi de producție. Și dus în zona privată, care a condus la fărămițarea pădurii, care a condus la fărămițarea modului de gospodărire, managerierea pădurii, a condus la scăderea calității pădurii. Da? Pentru că noi pădurea o administrăm în baza amenajamentelor. Amenajamentele sunt componenta științifică din cum vorbeam adică, care stabilește pentru un deceniu activitatea pe care urmează să desfășurăm, intervențiile pe care urmează să facem pădurii. Toate acestea, toate amenajamentele sunt făcute de cercetări. Atât în trebuie ca urmă face România. Ele ne trasează pentru o perioadă de 10 ani, așa cum am zis, azimutul. Și știm ce trebuie să facem și știm cât trebuie să recoltăm din masele noastre, ce intervenții trebuie să facem. Iar vă spuneți. Ce intervenție, grad de intervenție și așa mai departe. Cât putem chiar anticipa, din vedere economic, valori pe care le putem obține pe o perioadă de mai îndelungată, putem face astfel un plan de emisii, de dezvoltare și așa mai departe. Dar, mai ales prin legea 18, când s-au retrocedat suprafețe până într-un hectar, a făcut ca să nu se suprapune planul de amenajament de gospodărie forestieră. Și ca atare, acolo nu s-a mai putut face tehnologie. Unde nu s-a putut face tehnologie? Pădurea ori a fost căsăpită de proprietari sau de alții, da? Ori nu s-a dezvoltat, nu s-a făcut, nu s-a putut face intervenții. Și atunci a scăzut valoarea pădurii, valoarea pădurii. Rezultatele pădurii, valorificarea resurselor, a condus la obținerea unor venituri reduse. Iar, cu alte cuvinte, cu alte cuvinte din greșelile noastre. Să nu se întâmple și dar nu e ușor lucrurile au început să se repare. Deci asta s-a întâmplat în anii 90-2000. Vă spun și din nou mă dau un exemplu, dar în 2018, mai bine zis, legiuitorul a reglementat cumva
această zonă a pădurilor private, care nu puteau, nu erau păzite, nu erau sub nicio formă în vreo sub o autoritate. A creat cadrul legislativ prin care aceste păduri au fost obligatoriu luate cel puțin în pază de către o structură silvică autorizată. Iar eu trebuie să vă spun, am fost primul șurie că sunt care am preluat toate pădurile care nu aveau statut din țară, am preluat fază. Peste 10.000 de hectare am adus controlul specialiștilor, cel puțin la nivel de fază, oprind definitiv de ce trebuie să se facă de vreme. Asta ca un aspect urmând, ca pe rând, ca să se reglementeze noile. Acum e un lucru nou cu silvic, se poate reglementa ca să se poată face amenajarea pădurilor silvice, pădurilor proprietății private, astfel încât să putem interveni cu lucrări, dând astfel valoare, înmobilând cu specii de valoare pădurea ce a avut de suferit. În Moldova, 99% de pădure de stat e administrată de agenția Mosiva. Da? Știm, știm. Are o altă formă, e o agenție, noi suntem o companie, o regie autonomă, o agenție sub Ministerul Mediului, subordonată mediului. Noi suntem o regie autonomă aflată sub autoritatea acela. Deci autoritatea creează cadrul legislativ în care noi lucrăm. Nu suntem subordonați mediului, ei ne creează cadrul în care noi funcționăm. Suprafața e una mult mai mică de pădure, din păcate, dar unde e loc, e loc și de noi. Ca tare avem de treabă. Ca silvicultori și noi și silvicultorii de Moldova au pâine de mâncat toți anii. Suprafața pădurii poate crește, poate cel să triplane. Da, sunt programe ambițioase și la nivelul de Moldova, totul ține de bani. Proiecte. Să fie bani. Să fie bani pentru pădure. Ca și la noi, ca peste tot în lume, fără resurse financiare nu poți. Iar sectorul va trebui ca să dezvolte, ajutați și din exterior, nu numai din interior. Pentru că resursele produse de noi nu sunt suficiente astfel încât să permită dezvoltare pe care am dorit, să ne atingem dezideratele sau potențialul pe care am. Da. Deci proprietatea prin proprietatea influențială, nu poate la noi în modul în care se valorifică resursele. Mulțumim. Practic, ați răspuns la cea de-a doua întrebare pe care mă ce trebuie făcut pentru ca să asigurăm sustenabilitatea resurselor forestiere în Republica Moldova. Vă mulțumim enorm de mult, stimați colegi, dacă și cei din online sau cei prezenți, dacă mai sunt careva întrebări. Dacă nu sunt, vă mulțumim și urmează să oferim cuvânt secretarului Comisiei de Doctorat, deci pentru ca să ne prezinte avizul comisiei de întocmare, avizul departamentului admisarea afacerilor și alte avizii cu referire la rezumatul comisiei. Succint. Deci voi da citire avizului comisiei de întocmare și a conducătorului științific și a membrului comisiei de întocmare la teza de doctorat valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice realizată de studentul doctorant Idriceanu Cătălin Ionel. Deci avizul a fost realizat pe câteva criterii, deci a fost analizată noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea rezultatelor obținute și finalul avizului a fost sugestiile și obiecțiile membrilor prezenți la ședință. Deci au fost înaintate 10 recomandări și sugestii pentru a îmbunătăți lucrarea. Deci e nevoie să dau citire acestor recomandări? Sunt aici prezentate, enumerate. Deci avizul este semnat de toți 4 membri, deci 3 membri ai Comisiei de Drumare și conducătorul științific. Avizul departamentului de profil, administrarea afacerilor, deci în cadrul ședinței care a avut loc pe data de 17 martie 2023, proces verbal numărul 8, deci de asemenea a fost analizat lucrarea conform criteriilor
enumerate anterior despre noutate și originalitatea acesteia, suportul metodic, relevanța științifică, redactarea tezei și a conținutului, respectarea eticii și deontologiei profesionale, cât și calitatea rezultatelor obținute de către autor în urma cercetărilor. De asemenea, avizul a soldat cu sugestii și obiecții a membrilor Departamentului Administrare a Afacerilor, acestea fiind 23 la număr, iar decizia departamentului a fost teza de doctor în economie cu titlul Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, prezentată de doctorandul Idricianu Cătălin Ionel, prezintă o cercetare vastă, atât teoretică cât și practică, a problematicii valorificării resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, este de mare actualitate, fiind logic concepută și cu un stil de exprimare clar și coerent. Teza de doctor corespunde cerințelor pentru asemenea gen de investigații științifice și poate fi recomandată pentru susținere în cadrul ședinței școlii doctorale, oferând modificările de rigoare. Deci, acele 23 de recomandări din partea membrilor departamentului de profil. Și în afară de aceste două avize, deci pe adresa de e-mail a mea în calitate de secretar a comisiei, am primit și avize la sau referate de analiză asupra rezumatului tezei de doctorat. Deci, din partea doamnei Olga Timofei, doctor în științe economice, conferențiar universitar de la Universitatea de Studii Europene din Moldova, spre final, dumneavoastră consemnează că, în conformitate cu cele expuse, consideră că rezumatul tezei de doctor cu tema Valorificarea resurselor forestiere și în contextul sustenabilității economice, elaborată de domnul Idricianu, conducătorul științific doamna Șargu Lilia, deci reprezintă o lucrare științifică valoroasă și poate fi recomandată pentru publicare și diseminare în colecțiile bibliotecilor și în alte platforme de date. Un alt aviz avem din partea doamnei Victoria Iordache, doctor în științe economice, conferențiar, cercetător de la Institutul Național de Cercetări Economice. Concluzia acestui aviz este de asemenea că lucrarea reprezintă o contribuție științifică semnificativă și are potențialul de a fi difuzată prin publicare, fiind adecvată pentru a fi inclusă în colecțiile bibliotecilor în diverse baze de date relevante. Un alt aviz este din partea domnului profesor universitar dr. Ungureanu George, dumnealui concluzionând că teza elaborată de către domnul Idricianu are un conținut și nivel științific ridicat, îndeplinește toate cerințele pentru astfel de lucrare și poate fi admisă pentru susținere și ședință publică și în vederea conferirii gradului științific de doctor în științe economice. Aviz din partea doamnei Ludmila Stihi, doctor în economie, conferențiar universitar de la Departamentul Management și Antreprenoriat ASEM. Deci, de asemenea, este un aviz pozitiv care caracterizează lucrarea, nu numai rezumatul, și prin care se consemnează că merită să fie admis la susținerea publică în vederea obținerii titlului științific de doctor în economie. Un alt aviz este din partea doamnei Adriana Manolică, profesor universitar doctor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, de la Facultatea Economiei și Administrarea Afacerilor. Deci avizul este asupra rezumatului tezei de doctorat, prin care se analizează principalele repere ale lucrării, fiind salutată noutatea pe care o prezintă autorul prin asigurarea sustenabilității resurselor forestiere. De asemenea, concluzia finală fiind de a recomanda o apreciere foarte favorabilă și de a conferi titlul științific de doctor în științe economice domnului Idricianu. Un alt referat este din partea domnului profesor doctor în inginerie Radu Dumitru Pentiuc, director la Departamentul Electrotehnică la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin care a fost analizat
lucrarea, deci fiind analizate toate componentele de bază, începând de la scop, obiective, valorificare științifică, noutate, originalitate, rezultate, semnificație teoretică și implementarea rezultatelor științifice, prin care se evidențiază anume plus valoarea că doctorandul are, deci acel certificat de inovator cu tema, cu titlul Clusterizarea în contextul managementului forestier. Un alt referat de analiză a lucrării este a domnului profesor doctor în inginerie Dan Milici, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, decan acestei facultăți, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care de asemenea analizează foarte minuțios toate elementele de bază ale lucrării. S-a axat foarte mult pe realizarea obiectivelor stabilite de către doctorand și realizarea acestora și în concluzie apreciază lucrarea ca fiind una originală, cu un nivel ridicat științific și consideră că îndeplinește toate condițiile pentru susținerea ei publică în vederea obținerii titlului științific de doctor. Un alt aviz este din partea a doi autori, domnul Ion Toderaș, academician doctor habilitat în biologie, profesor universitar, doctor honoris causa, laureat al Premiului Național în domeniul științii, membru de onoare al Academiei Române, și doamna Elena Iurcu Stăistaru, doctor în științe agrare, conferențiar universitar, cercetător științific superior de la Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova. De asemenea, acest aviz este realizat foarte minuțios și prezintă o analiză a rezumatului tezei de doctorat, prin care se punctează actualitatea, importanța rezultatelor, cui este predestinat și utilă această lucrare, și reieșind din toate cele expuse în aviz, concluzia fiind că domnul Idricianu Cătălin Ionel merită toată considerația și respectul pentru realizarea dificilă a obiectivelor propuse, fiind și un specialist bine pregătit în activitatea științifică de profil, iar structura, conținutul și valoarea tezei îndeplinește toate cerințele impuse pentru realizarea tezelor de doctorat, iar autorul merită obținerea titlului de doctor în științe economice la specialitate economie și management în domeniul de activitate. Astea au fost avizele. Mulțumim, prezentate. Mulțumim, doamna secretară a comisiei doctorat, stimate domnule doctorant. Deci vă invităm pentru ca să vă pronunțați pe marginea avizelor enunțate ulterior. Legat de avize sau de... avizele și obiecțiile... Obiecțiile de comisie de îndrumare au fost pe număr de 23, au fost... Scuze. 10. Comisia de îndrumare 10 și la departament 23, care au fost asumate și au fost soluționate. Și în dosar sunt prezentate. Și dosarul conține tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor, participanților, atât la ședința Comisiei de îndrumare din data de 2 februarie 2023, cât și a departamentului de profil din martie 2023. El a fost prezentat și în comisia în ședința prevăzătoare pe industriile publice. Da. Da. Deci... Dacă comisia îmi permite, aș vrea să spun și eu două cuvinte. Mă auziți? Vă auzim, vă auzim. Da. Ok. În primul rând, sper că emoțiile au trecut acum pentru doctorand. Sunt unul dintre cei care a fost lângă el de la începuturile tezei lui, dar aș vrea să vă spun un lucru vis-a-vis de chestia aia ce se cheamă ce proprietate este, dacă este proprietate privată sau de stat. Nu, adevărul este altul. Și aici e cartea de vizită care îl recomandă pe Cătălin Idricianu. Omul simțește locul. Deci ceea ce a făcut el în zona Vaslui cu preluarea acelor active de proprietate, așa cum a spus foarte corect, că a fost fărâmițată, a fost un lucru pe care puteau să-l facă și alții în țară.
Lucrul acesta nu s-a întâmplat. De-aia trebuia să precizez acest lucru vis-a-vis de ce proprietate e. Că e de stat sau că e de privat, omul simțește locul. Chiar și la proprietatea privată, sunt ocoare silvice private, unde personalul sau directorul respectiv întreține pădurea. Dar, bineînțeles, sunt și alți directori care nu văd în pădure ceea ce reprezintă pentru noi, ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi, că suntem români, moldoveni, tot români suntem, că bine știm acum că inclusiv în Republica Moldova, limba oficială este română, deci români suntem, să știți că omul simțește locul. Și cu asta nu vreau să vă mai deranjez. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați, onorată comisie, și să fiu, sper, acum sunt primul care îl felicită pe Cătălin. Vă mulțumesc mult și scuzați că v-am întrebat. Domnul Lupu, mulțumim, dar oricum o să vă mai invităm ceva peste câteva minute ca să mai reveniți și să interveniți. Cu siguranță, cu siguranță. Stimați membri Comisiei Doctorat, acum deci oferim cuvânt referenților pentru ca să prezinte referatele de analiză. Și dacă îmi permiteți, stimați domni, oferim întâi cuvântul doamnei profesor Ignat Gabriela, doctor în economie, profesor universitar. Mulțumesc! În primul rând vreau să felicit concătorul de doctorat, doamna conferențiar Ilia Șacu. În special pentru coordonarea acestei teze, subiect important, și să-i urez la mai mulți doctorați. Referatul l-am trimis comisiei în timp util și aș vrea să citesc doar punctul 6, cu permisiunea dumneavoastră, din referat, care consider eu că e cel mai important. Punctul 6 al referatului meu, observații și concluzii finale. Lucrarea a fost elaborată cu respectarea standardelor științifice, fiind utilizate tehnici moderne de investigare, modelare și interpretarea rezultatelor. Redactarea lucrării. Teza de doctorat este structurată logic, cu respectarea regulilor de redactare, în concordanță cu tema și cu obiectivele propuse, fiind parcurse în ordine etapele specifice unei lucrări de doctorat. Originalitatea lucrării. Teza cuprinde un număr mare de investigații și de rezultate, iar acestea pun în evidență caracterul original al lucrării. Metodă de cercetare selectată. Doctorandul a realizat o minuțioasă activitate de prelucrare a bibliografiei de specialitate. Pentru ansamblul de metode utilizate, doctorandul a selectat variante cantitative și calitative cele mai adecvate. Nivelul științific. Teza de doctorat prezintă un ridicat nivel științific, concretizat prin abordarea unui domeniu de vârf al cercetării științifice, utilizarea unor metode moderne de cercetare. Valorificarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost valorificate prin publicarea unor lucrări științifice în conferințe științifice internaționale, iar elemente ale noutății științifice au fost înregistrate în anul 2018 cu certificat de inovator. Apreciem că teza de doctorat cu titlul Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, elaborată de domnul doctorand Idriceanu Cătălin Ionel, îndeplinește condițiile pentru a fi susținută public și pentru a-i se conferi titlul științific de doctor în domeniul științelor economice. Vă mulțumim. Oferim cuvântul deci următorul referent oficial, domnului Dobrin Cosmin, domnul profesor, doctor în economie. Mulțumesc, doamna președintă. Nu m-ați invitat. Nu ați văzut semnatul, aveți la dosar, o să sperteți să doar puteți câteva elemente. Dar vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră la Chișinău, într-o companie atât de distinsă și destinsă. Da, e o plăcere, este a doua oară când vin la Chișinău într-o comisie oficială. Am fost în decembrie la o teză de abilitare, acum această teză de doctorat. Mulțumesc foarte mult de invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră. Acum cu privire la teză. O teză de doctorat, din punctul meu de vedere actuală, extrem de actuală, pragmatică și dificilă. Când spun actuală,
ne uităm cu toții la ceea ce se întâmplă cu privire la schimbările naționale, internaționale, legislative, la toată această turbulență care caracterizează mediul în care desfășurăm noi activitatea internațională și națională și, prin urmare, aceste cercetări, mai ales în condițiile în care, exact cum spunea și doctorandul, se lucrează la un mod consilic, aceste cercetări sunt binevenite pentru a aduce tuce un plus de valoare la tot ceea ce înseamnă noua legislație și modul consilic pe care se construiește România la ora actuală. Am spus că e o teză dificilă pentru că nu prea s-a scris în această zonă, mai ales în zona economică a silviculturii. Și atunci, dacă în zona tehnică sunt lucruri de specialitate extrem de bine controlate, această zonă a sustenabilității economice a resurselor forestiere nu prea sunt lucrări scrise și atunci contribuția doctorandului este binevenită și sunt convins că a avut dificultăți în a sistematiza și sintetiza informația economică în această zonă, a reușit să o sintetizeze, mai ales că, încă o dată, felicitări pentru prezentare și pentru faptul că v-ați îndreptat către o temă la care sunteți specialist, care o prezentați cu pasiune și sunt convins că experiența v-a permis să decantați elementele care nu aduc valoarea acestei cercetări. De aceea am spus că e o zonă dificilă. O teză de asemenea multidisciplinară, vorbim de sustenabilitate economică, vorbim de zona forestieră, vorbim de clustere. Țin minte când am văzut prima dată teza, după o specializare în Japonia prin 2000, am fost printre primii în România care au scris despre clusterele economice. Uitați, acum dumneavoastră vorbiți de clustere forestiere, o combinație inedită și inspirată, zic eu, cu toate că este un concept nu foarte nou, dar în România nu prea s-a utilizat. Dumneavoastră actualizați acum și veniți cu acest concept cluster forestier care este, a fost extrem de inspirat atunci când l-ați definit. Și în ultimul rând am spus că este o teză pragmatică. Cred în aceste cercetări pragmatice care se închid cu modele, cu cercetări aplicative, cu indicatori, cu cifre, astfel încât oricând cineva poate lua această cercetare, s-o aplice, exact cum a spus dumneavoastră, în orice altă zonă din România. Faptul că dumneavoastră ați făcut cercetarea într-o zonă, să spunem, firească din punctul meu de vedere, zona specifică Moldovei în care lucrați, ați mers și în partea cealaltă a punctului din Republica Moldova, este binevenită această cercetare și ulterior sunt convins că și peste Carpați, în Transilvania, se poate aplica oricând modelul dumneavoastră. Acum, cu privire la teze, câteva elemente. Din punctul meu de vedere, teza este bine structurată, o teză cu un fir roșu bine conturat, concepută pe trei capitole, așa cum este specificul în Republica Moldova, cu toate că, aici ca o observație în viitor constructivă, zic eu, cred că ar fi bine să, dacă tot încercăm să ne unim, să ne inspirăm din bunele practici din alte țări, să schimbăm și puțin structura, să nu lăsați tot timpul aceste trei capitole. Cred că teza mergea puțin spre 4 sau 5 capitole, cu două părți, cu alt specific, să spunem, ca și structura. Eu așa aș fi văzut-o. Dar fiind, să spunem, invitat aici și acestea fiind regulile ca și școală orală la dumneavoastră aici, lucrurile sunt în regulă. Deci teza doctorată are o structură logică, un fir roșu extrem de bine conturat pe aceste trei capitole. Dacă în primul capitol doctorandul prezintă elemente de sustenabilitate economică, la doua vine firesc cu prezentarea zonei de silvicultură Republica Moldova și România, în al treilea capitol care este pus valoarea, să spunem, puternică a tezei doctorat, vine cu analize pertinente, cu modele, cu cifre, astfel încât să aducă această cercetare în zona sustenabilității economice. Nu putem vorbi de economie fără cifre, așa că capitolul 3 este, să spunem, piesa de rezidență acestei cercetări. Am văzut că pe parcursul studiilor doctorale, doctorandul și-a diseminat rezultatele cercetării, având o listă de publicații care i-a permis astăzi să aibă această criteriu de plin și să susțină teza de doctorat și, de asemenea, din punctul de vedere al eticii universitare, am văzut că coeficienții de similitudine sunt în parametri. Sunt adeptul și este bine că utilizăm aceste elemente de
verificarea acestor coeficienți de similitudine este foarte bine spus și mi-a plăcut foarte mult, așa cum a spus doamna președintă, că nu a pronunțat cuvântul plagiat. Nu este vorba de plagiat, este vorba de niște coeficienți de similitudine care trebuie să-i analizăm, să vedem de unde apar ei. Faptul că dumneavoastră ați făcut această verificare a tezei este binevenit, înseamnă că ați respectat și acest criteriu al eticii universitare. Toate aceste lucruri îmi permit să vă felicit pe dumneavoastră, conducătorul științific, familia care este alături de dumneavoastră, pentru acest obiectiv pe care l-ați atins astăzi, cu privire la titlul de doctor. Să vă spun că, dacă eu vorbă, dacă n-ai reușit, continuă. Dacă ai reușit, continuă. Dumneavoastră astăzi ați reușit, deci continuați în viitorul apropiat să vă diseminați rezultatele. Sunt convins că cu pasiunea de care vorbiți, pe care ați dezvoltat-o și ați demonstrat-o astăzi, nu o să vă opriți aici și sunt iarăși convins că o să vă impuneți punctul de vedere și în alte comisii, comitete, la nivelul regiei Rom-Silva din România, ca și specialist și ca și doctor în acest domeniu. Încă o dată felicitări dumneavoastră, conducătorii de doctorat și membrilor prezenți, pentru acest produs al Școlii Doctorale din Republica Moldova. Felicitări! Mulțumim! Cu prevederea meu, cel de-al treilea referent oficial este doar prezență online și conform regulamentului o să lucrăm pe doamna secretara Comisiei de Doctorat să dea citire avizului sau referatului de analiză a domnului profesor, membru corespondent la Academiei de Știință Moldova, doctor habilitar, domnul Stratan Alexandru. Domnul Stratan Alexandru, de ce are motiv întemeiat, este la o ședință la Guvern sau la Minister. Deci voi da citire avizului asupra tezei de doctor în științe economice, titlul Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, prezentată spre susținere în Comisia de Susținere Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova de către domnul Idricianu Cătălin Ionel la specialitate 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate. Cu privire la actualitatea, aplicabilitatea și gradul de studiere a temei de cercetare, valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice reprezintă un subiect deosebit de important în zilele noastre, întrucât pădurile au un impact semnificativ asupra mediului, economiei și societății în ansamblul lor. Abordarea sustenabilă a exploatării și utilizării pădurilor este esențială pentru a asigura conservarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare și pentru a menține echilibrul ecologic al planetei. Resursele forestiere reprezintă o sursă valoroasă de energie regenerabilă și materii prime pentru diverse industrii. Lemnul este folosit în construcții, mobilier, hârtie, ambalaje și multe alte produse. Aceasta face din gestionarea durabilă a pădurilor o necesitate pentru a evita supraexploatarea și degradarea acestor resurse esențiale. Pădurile joacă un rol crucial în captarea carbonului din atmosferă și reducerea concentrațiilor de gaze cu efect de seră. Prin gestionarea sustenabilă a resurselor forestiere putem contribui la menținerea și extinderea suprafețelor de păduri, ceea ce are un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice. Pădurile sunt habitate diverse care găzduiesc o mare varietate de specii. Gestionarea sustenabilă a resurselor forestiere poate contribui la protejarea biodiversității și la menținerea ecosistemelor sănătoase. Industriile legate de resursele forestiere pot genera venituri semnificative și pot oferi locuri de muncă în comunitățile rurale. Dezvoltarea acestor industrie într-un mod durabil poate aduce beneficii economice pe termen lung. În contextul actual al creșterii tehnologice, există oportunități de a dezvolta noi tehnologii pentru valorificarea eficientă a resurselor forestiere. De exemplu, utilizarea avansată a lemnului în construcții sau dezvoltarea de produse biodegradabile și sustenabile poate contribui la diversificarea modului de valorificare. Presiunea publică pentru conservarea mediului înconjurător a crescut, ceea ce i-a dus la adoptarea unor politici și reglementări mai stricte privind exploatarea resurselor naturale, inclusiv a celor forestiere.
Companiile și instituțiile sunt tot mai conștiente de responsabilitatea lor socială și de nevoia de a se implica în practici durabile. Pădurile se confruntă cu diverse amenințări, precum defrișările ilegale, expansiunea agriculturii și dezvoltarea urbană. Astfel, este esențial să se găsească modalități de a valorifica resursele forestiere fără a compromite integritatea ecosistemelor forestiere. Valorificarea sustenabilă a resurselor forestiere se încadrează în obiectivele dezvoltării durabile, precum cele stabilite în cadrul Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Aceasta include obiective privind eradicarea sărăciei, asigurarea securității alimentare și combaterea schimbărilor climatice. În lumina celor menționate, teza de doctor a domnului Idrician Cătălin Ionel, valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice este în premieră dedicată abordării integrate și complexe a problematicii valorificării resurselor forestiere, rămâne de actualitate și este esențială pentru a asigura un echilibru între nevoile economice și conservarea mediului înconjurător. Gestionarea durabilă a acestor resurse poate aduce beneficii pe multiple planuri economic, social, ecologic și climatic. Scopul tezei constă în studierea particularităților ce vizează valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, prin identificarea și analiza potențialului economic al resurselor forestiere, evaluarea comparativă a resurselor forestiere în România și comunității europene ca parte componentă asigurării strategice și durabile privind asigurarea sustenabilității economice a resurselor forestiere din România și în special a regiunii nord-est a României prin metode moderne de gestiune managerială. Autorul, în vederea realizării scopului, și-a propus următoarele obiective care sunt enumerate conform lucrării. Teza prezentată pentru susținere examinează aspecte teoretice privind studierea complexă a problematicii valorificării resurselor forestiere din perspectiva științifică a managementului forestier și particularităților de aplicare sistemelor de clustere forestiere pentru eficientizarea proceselor manageriale ca rezultat al atingerii obiectivelor economice. Aplicarea în practică a propunerilor și recomandărilor autorului tezei aduce un aport considerabil asupra cercetărilor de specialitate în domeniul managementului forestier, sugerându-i astfel o nouă viziune asupra acestui domeniu. Aprecierea analitică asupra conținutului tezei de doctor. Demersul științific al tezei de doctorat este structurat în trei capitole, precedate de adnotări în limba română, engleză, rusă, introducere și succedate de concluzii generale și recomandări. 149 de surse bibliografice și 15 anexe. Conține 92 de figuri și 27 de tabele. Rezultatele investigației sunt publicate în 8 lucrări științifice. Trecând la propunerea în evidență a celor mai importante aspecte ale fiecărui capitol din teză de doctorat, menționăm următoarele. Lucrarea prezintă o structură unitară cu o logică internă bazată prin complexitatea problemei abordate. Lucrarea este fundamentată prin o cercetare sistemică, coerentă și consecutivă cu aplicarea analizelor teoretico-metodologice și a celor empirice. Primul capitol al tezei, intitulat Fundamentarea valorificării și a sustenabilității economice în domeniul resurselor forestiere, investigează aspectele teoretice ale valorificării și a sustenabilității economice a resurselor forestiere, caracterizează teoriile contemporane, rolul și factorii determinanți ai sustenabilității resurselor forestiere, principiile sustenabilității economice și politicile și strategiile de dezvoltare sustenabilă a resurselor forestiere în Uniunea Europeană. Autorul afirmă pe bună dreptate că fundamentarea teoretico-științifică a dezvoltării economice durabile este esențială pentru protejarea mediului și a societății pe termen lung și reprezintă un argument important pentru sustenabilitatea resurselor forestiere. Dar există dezbateri cu privire la modalitățile optime de a realiza în condițiile societății moderne. În capitolul 2 al tezei, potențial sustenabil al resurselor forestiere în context economic, abordează rolul resurselor forestiere în economie și gestiunea lor sustenabilă. Evidențiază evoluția resurselor forestiere în Europa și România în contextul dezvoltării managementului forestier durabil, analizează potențialul economic cu referire la strategiile resurselor forestiere pentru zonele României, pune în valoare măsurile de sustenabilitate economică a resurselor forestiere, totodată este prezentată și analiza privind rolul resurselor forestiere în economie, urmare cărei autorul evidențiază modificările ce s-au produs la nivel național,
privire la situația suprafețelor acoperite cu arbul la nivel național în perioada 2017-2021. Suntem de acord cu opinia autorului, precum că gestionarea sustenabilă a resurselor forestiere este o abordare pentru îndeplinirea celor trei funcții de bază a resurselor forestiere, și anume cea economică, socială și de mediu. Iar rolul principal al activității bazate pe resurse forestiere în dezvoltarea sustenabilă se reflectă atât în rata de creștere, care depășește industria prelucrătoare în ansamblu, cât și creșterea producției din ultimii 7 ani, făcând în acestea al treilea sector industrial după transport și industria electromecanică. În conținutul părții finale a lucrării, sustenabilitatea economică a resurselor forestiere prin managementul clusterelor vizează modelul de optimizare a managementului resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice și cuprinde evaluarea valorificării resurselor forestiere a regiunii nord-est a României, evaluarea dinamicii resurselor forestiere din regiunea nord-est, evaluarea volumului de masă lemnoasă recoltată din resursele forestiere ale regiunii nord-est, modelarea economică a resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, modelarea dezvoltării sustenabile a resurselor forestiere în regiunea nord-est a României pe baza modelului PSR, evidențierea importanței clusterelor forestiere ca soluție de gestiune sustenabilă a resurselor forestiere în regiunea de nord a României. Astfel prezintă interes măsurile oglindite de doctorant privind perfecționarea și implementarea managementului clusterului forestier, care implică o colaborare strânsă între membrii clusterului și cu beneficiarii din comunitatea locală, la asigurarea resurselor forestiere durabile pentru generațiile viitoare. Autorul propune și argumentează implementarea unor tehnologii și practici favorabile prin dezvoltarea de relații solide de colaborare și prin sprijinirea cercetării și inovației în gestionarea resurselor forestiere într-un mod ecologic, social și economic sustenabil. În abordarea integrată a acestor elemente se poate îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea întregii industriei forestiere. Privire la noutatea științifică, noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate rezidă în tratamentul integrat al naturii factorilor determinanți, elementelor financiare cauzate de valorificarea resurselor forestiere prin sustenabilitate economică și optimizarea managementului resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice. Elementele de noutate ale cercetării se concretizează în următoarele, care sunt enumerate conform lucrării. Observații la teza de doctor. Teza abordează o problematică științifică importantă pentru dezvoltarea managementului resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice. Pe lângă părțile pozitive ale lucrării, în procesul recenzării au fost elucidate și expune unele aspecte care, în opinia noastră, ar contribui la îmbunătățirea calității investigațiilor efectuate. Teza mai conține pe alocul unele erori ortografice. În lipsa abrevierilor, trebuie eliminată traducerea în limba română a denumirii companiei internaționale IWC. Corespunde numărul de surse bibliografice indicate în adnotare cu cel real expus în bibliografie, și unele recomandări pot fi omise deoarece au un caracter pur declarativ și nu au o conotație inovatoare, de exemplu recomandarea 7. Concluzie generală, în ansamblu aceste aspecte de perfecționare a lucrării sau observații enunțate nu diminuează valoarea teoretică și practică a lucrării, care constituie cercetare finalizată, bine structurată, cu concluziile și propunerile de rigoare. În opinia noastră, autorul și-a atins scopul și sarcele propuse, a demonstrat o bună cunoaștere a metodelor de cercetare științifică. Teza de doctor în economie, valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, respectă cerințele înaintate de ANACEP, este perfectată la un nivel înalt, atât din punct de vedere al conținutului, cât și aspectual. Pornind de la actualitatea temei cercetate, ținând seama de modul de structurare a cercetării, analiza complexă efectuată în teză, opiniile formulate, măsurile propuse și gradul de valorificare a cercetării, apreciez că teza de doctor corespunde cerințelor înaintate față de acest gen de lucrări, iar autorul Idriceanu Cătălin Ionel merită conferirea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniul de activitate. Mulțumim, amplu și frumos de tot. Dar era conform procedurii ca să fie citit, dat prin faptul că nu e cu prezență fizică. Stimați, mulțumim, dragi și onorați referenți, stimați domnule doctorand, dacă aveți pe marginea sugestiilor care sau obiectelor care au fost enunțate, dacă aveți ceva de
Așa, acum deci mergem la o altă etapă a procedurii de susținere și urmează dezbaterea științifică a lucrării și acum invităm toți membrii comisiei de doctorat să se expună asupra noutății, asupra valorii științifice și aplicative a tezei și din cei prezenți. Iată, acum vă invităm toți la discuții. Iar până vă invita, deci parcă așa... mi se pare că mi-a venit și mie rândul să fac o analiză și o asupra conținutului și a criteriilor puse în, pentru evaluare. Deci referarea de analiză cu, intitulată, deci a tezii de doctorat intitulată Valorificare resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice la specialitatea economiei și management în domeniul de activitate, elaborată de către domnul Idrician Cătălin Ionel, sub coordonarea doamnei doctor conferențiar Șargu Lilia USEM. Având în vedere creșterea preocupărilor legate în ultima perioadă de mediu și dezvoltarea durabilă, atât la nivel global, național și regional, tema abordată de către domnul Idricianu Cătălin Ionel, valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, reprezintă, în primul rând, așa cum s-a menționat astăzi, un subiect foarte complex, multidisciplinar și interdisciplinar, dar foarte actual și necesar atât economiei Republicii Moldova, evident și României. Baza teoretică a lucrării include o analiză a situației în domeniu, evidențiind anume acel caracter interdisciplinar și multidisciplinar, deci prin studierea multiplor lucrări a cercetătorilor internaționali și naționali din mai multe științe, în special științele vieții, ecologie, agricultură, silvicultură și evident economie și management. În opinia noastră, autor a reușit să realizeze o sinteză în vederea valorificării resurselor forestiere atât la nivel global, național și regional. Și aceasta îi dă un alt element de noutate și originalitate acestei lucrări. Lucrarea deci este, prezintă un cadru conceptual solid pentru înțelegerea valorificării resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice. La debutul lucrării, deci, ați formulat probleme de cercetare care au determinat și stabilirea scopului și obiectivelor, precum și structura logică și coerentă a lucrării. Inovația și originalitatea științifică. Deci lucrarea abordează o gamă largă de subiecte legate de obiectul cercetării. Structura este bine organizată și acoperă aspectele teoretice, analize comparative și, nu în ultimul rând, modele de optimizare, oferind astfel o perspectivă comprehensivă asupra subiectului și obiectului cercetării. Noutatea și originalitatea științifică sunt stipulate în lucrare și apreciem dezvoltarea acestei abordări inovatoare de către autor în vederea determinării valorii ecosistemice a pădurilor într-un context economic, luând în considerare atât beneficiile directe cât și cele indirecte, prin modele de analiză integrată, prin explorarea modurilor inovatoare de valorificare lemnului și strategii și politici de dezvoltare durabilă a resurselor forestiere. Valoarea practică a lucrării, deci teza de doctorat are un pronunțat caracter practic, așa cum s-a menționat și anterior, deci fiind aplicabilă nu numai într-o zonă geografică, dar și în anumite regiuni cu caracteristici similare, deși ați făcut o analiză detaliată asupra zonii nord-est a României, dar și o analiză comparativă cu Republica Moldova, deși nu prea avem ce compara. Prin abordarea subiectului sustenabilității în mai multe perspective și deci prin utilizarea mai multor argumente, cercetarea facilitează implementarea rezultatelor în practică, în vederea fundamentării luării deciziilor și elaborarea de politici în gestionarea resurselor forestiere. De asemenea, modelul de dezvoltare sustenabilă, modelul presiune stare răspuns aplicat pe regiunea nord-est a României, deci poate servi ca un model universal pentru dezvoltarea sustenabilă a resurselor forestiere atât în România cât și în Republica Moldova. Aceasta sugerează că cercetarea are un potențial de a furniza soluții aplicabile în mai multe contexte.
În ansamblu, deci cercetarea are o valoare practică semnificativă prin faptul că furnizează informații, modele și abordări pentru gestionarea durabilă a resurselor forestiere, având un potențial aplicabil, așa cum am menționat, în diferite contexte geografice și profesionale. Ce ține de calitatea metodologică a cercetărilor, cercetarea conține un mix de metode, tehnici și instrumente, metodologii cantitative și calitative, iar justificarea metodologiei alese pentru lucrarea dată, deci este relevantă pentru realizarea într-un totul a obiectivelor cercetării. Ce ține de conceperea și calitatea textului, deci scopul cercetării este clar formulat, se concentrează pe cercetarea particularităților legate cu valorificarea resurselor forestiere din contextul sustenabilității economice. Obiectivele sunt bine structurate în două direcții care acoperă diferite aspecte ale valorificării resurselor forestiere, dar și a sustenabilității economice. Este redactată lucrarea într-un mod profesionist, se citește cursiv, cu ușurință, în urmărirea ideilor, face trimitere la sursele de inspirație pe tot parcursul tezei, de câte ori este necesar. În ceea ce privește asigurarea bibliografică, deci un aspect semnificativ este că lucrarea conține o bibliografie bogată cu 149 de surse, ceea ce sugerează că reprezintă o cercetare aprofundată și cu o fundamentare teoretică solidă. De asemenea, deci la argumentarea și analiza rezultatelor cercetării, deci au fost utilizate, părădor și poate, diverse acte legislative enunțate în referat. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, deci a sintetizat, așa cum se cere conform ghidului la fiecare capitol, concluzii și a prezentat și concluziile și recomandările de ansamblu. Deci concluziile sunt pe linia generală a tezei, răspund exact obiectivelor, deci și corespunderea conținutului tezei la subiectul 8, deci domnul doctorand a abordat cu precizie subiectul pe care l-a ales în cercetarea sa, iar conținutul dezvoltat acoperă în întregime titlul propus al tezii. Înaintea prezentării finale, este necesar de a menționa că autorul a publicat 13 lucrări științifice în reviste acreditate, dar și a participat cu diseminarea rezultatelor la diferite conferințe și manifestări științifice naționale și internaționale. Sunt careva sugestii în ceea ce privește concretizarea anumitor recomandări și careva elemente de redactare a unor surse bibliografice, dar acestea nici de cum nu diminuează și nu influențează valoarea teoretică, științifică și aplicativă a lucrării și de aceea considerăm și apreciem că teza de doctor elaborată de către domnul Drician Cătălin Ionel sub coordonarea doamnei doctor conferențiar Șargu Lilia corespunde în tocmai exigențelor pregătirii doctorale și că poate fi recomandată în vederea acordării titlului de doctor în științe economice. Felicitări, drag conducător de doctorat și drag doctorand! Mulțumim! Și cu referire la ceea ce au fost enunțate mai sus, zic eu că structura poate fi detaliată într-o monografie care va fi prezentată ulterior sau într-o viitoare cercetare. Da, asta de doctor, până la final. Da. Mulțumim, stimați membri a Comisiei Doctorat. Sau din cei prezenți, invitați, dacă mai sunt careva discuții. Domnul Lupu, dacă mai sunteți aici cu noi. Da, sigur, sunt aici cu dumneavoastră. Am ascultat cu atenție. Ce ar mai trebui să spun? Să completăm faptul că ne bucură că prin această comisie, noi practic am pornit cu un pas înainte a celorlalți vis-a-vis de unirea cu Moldova, cu România. Comisia de astăzi spune acest lucru și teza lui Cătălin spune același lucru. Mulțumim, domnule profesor! Mulțumim! Apreciem! Și acum invităm, dacă nu mai sunt alte, aș avea o sugestie, apropiem, doctorant, încă doctorant, diseminarea rezultatelor acestei teze să se concretizeze într-o carte publicată în România și să devină un ghid pentru companiile din domeniul forestier, atât în România,
cât și din Republica Moldova. Cred că ar fi de interes. Pentru că altfel rămân concretizate doar în teză pentru noi membrii comisiei. Cred că ar trebui să fie cunoscute pe o comunitate. Alexandra, sunt domnule profesor, de ce că aveți în anexă foarte multe analize, foarte multe baze de date, cifre, evoluții, care, la un moment dat, sunt convins că poate să fie o bază de cercetări și pentru alte direcții. E un ABC, de un ABC, da. O bază de plecare. Și nu cred, cred că este rău să, nu e rău să fie difuzate. Este colegul meu de educație. Domnul este fostul meu, șef de informație. Și am făcut treaba, de ce n-am făcut? Nu m-am făcut. Pentru că era, dar fi fost dus lucrarea în zona T, că pur și simplu. Iar eu, deformat fiind în sensul bun, de altul managerial pe care care mă pune în prima instanță, sau în orice situație. Știți că trebuia să mă mușă și eu. Da. M-am gândit și eu, dar nu vă cred. Am făcut facultăți de cultură, dar, să spun așa, calitățile mele m-au dus, am avut funcție de conducere mai târziu. După ce am trecut prin, să zic, am îmbrățișat foarte tare aspectele manageriale și intervențiile de natură managerială în toată activitatea de practică. Acum, colegii din Comisia trebuie să înțeleagă, iertați-vă, am drept că Observa România are un sistem de a resurselor umane, de avansare a resurselor umane, extrem de bine, zic eu, conturat. Domnul director nu avea cum să ajungă pe această funcție dacă nu trecea prin diverse alte etape, dacă nu era și el două col înainte, după aceea să meargă în direcție, să parcurgă anumite structuri ierarhice în... Trebuie o experiență tehnică, având la bază experiență tehnică, dar poți să parcurgi și treci prin toate portoanele. Ceea ce este chinesc. Și permanent în actul meu, managerial, provindu-mă de aspecte economic, am decis foarte sare cu zona economică. Dar, totodată, abordând viața pădurii, punând o în cifre. Mulțumim. Doamna conducător, deci, întâi de marginea subiectelor și rezultatelor științei, și după care... Așa. Foarte suficient. Vreau să zic că, în primul rând, am constatat de ședința de astăzi încă un fapt. Managementul sau cercetarea de management întotdeauna este dublă. Și mă bucură faptul că nu doar cei din aspectul din care produsul sau calculează produsul, dar și managementul timp cu cei puțin să câștige din acest teritoriu. Pentru că ceea ce a reușit tânărul cercetător să realizeze în această lucrare științifică și care i-a dat, i-a permis din perioada voastră care a avut-o la dispoziție să-și realizeze cercetarea, să aducă atât munca de științifică, valoare, valoare aplicativă, să abordeze un subiect foarte actual care a fost menționat anterior de domnul profesor, este o preocupare a societății noastre mai din tot timp. De aceea mă bucur că a reușit să combine activitatea pe care o are profesională cu cercetarea și nu s-a speriat că cercetarea trebuie să fie doar în cadrul institutului superior de învățământ, dar a venit să aducă plus valoare. Odată se confirmă parteneriatul public-privat, odată se confirmă internaționalizarea programelor de studii, unde sunt interesați și am avut mai multe idei de astea, astăzi, de ce doctorandul a selectat totuși Republica Moldova pentru a realiza cercetarea. Dar, în primul rând, da, noi avem
potențial, noi suntem o echipă cu forță și când ne selectează cercetători, tineri cercetători din România și din alte state, ne mulțumește și ne demonstrează că avem un anumit nivel de calitate. Clar că nu pot să mă exprim foarte mult pe un lucrare pe care am lucrat zi de zi și aproximativ 7 ani, cred că perioada de 7 ani, am văzut evoluția acestei lucruri duse în diferite extreme, dar nu l-a demonstrat pe acest cercetător ca să meargă pe relul de caracter și să demonstreze ce și-a propus ca obiective, a realizat un lucru. Mă bucur pentru el și consider că chiar a depus tot efortul ca să aducă un rezultat pentru comunitatea științei Republica Moldova și de România. Cu referire la personalitate, aș spune că îl caracterizează rezistența, pentru că a avut în perioada studiilor diferite evenimente care s-a confruntat. Unul dintre care este fuziunea instituțiilor de învățământ, la care a inițiat studiile și la care le finalizează, dar acest fapt nu îmi displace deloc, pentru că Universitatea de Studii Europene, unde sunt eu, nu are capacitatea asta. Universitatea de Stat din Moldova are o capacitate destul de mare și poate undeva el chiar și-a dorit și acest vis s-a realizat, ca până la urmă să finalizeze studiile în cadrul Universității de Stat. Pe perioada studiilor a avut să se confrunte și cu pandemia, ceea ce i-a tărăgânat un pic procesul de cercetare. Da, restricțiile cu care ne-am confruntat toți, asta a îndelungit procesul de studii, de durata studiilor. Am mai avut și momente în sensul că au fost persoane care l-au ajutat o perioadă să desfășoare cercetarea, comisia de îndrumare, doi membri a comisiei de îndrumare, deja nu mai sunt noi. Dar toate acestea nu l-au debusolat, nu l-au înspăimutat și a continuat. A avut o existență, o tărie de caracter care a mers mai departe. Acest fapt am vrut să-l remarc, pentru că chiar bunul Dumnezeu mi-a dat doctoranți foarte buni. Și acum, încă o dată, m-am convins că sunt de calitate oamenii cu care colaborez, nu pentru că să-l laud, dar pentru că fiecare dintre noi, din reținem niște competențe, din activitatea profesională, putem să ne împărtășim cu ceva. Și îmi pare foarte bine că a venit în Republica Moldova și eu l-am invitat ca să-și realizeze această cercetare. Cred că așa a avut Dumnezeu, dacă mă repede, dar așa a avut Dumnezeu, ca oamenii buni care să aducă lucruri bune, să fie alături de mine și să-i pot ajuta în acest sens. Aș mai spune că, necătând la faptul că este profesionist, are abilități de cercetător, asta menționez, și este o persoană foarte deschisă, foarte coerentă și puternică. Consider prin acest calificativ de puternic că va reuși să-și realizeze toate propunerile pe care le-a obținut în baza concluziilor din cercetarea care îi doresc doar succese și îndemn membrii Consiliului să-i pornă un mult de încredere. Și de țări, nu plecam în urmă, mai trebuie de lucrat cu ceva. Da. Mulțumim, doamna comunicator, doctorat. Stimați membri a comisiei doctorat, acestea fiind spuse, am trecut toate procedurile până în momentul respectiv. Și acum, stimați membri ai comisiei de doctorat, deci vă rugăm să ne retragem pentru a delibera și a decide asupra calificativului tezii și asupra propunerii de acordare a titlului științei. Deci ne retragem. Vă rugăm să-mi pot cu doamna secretară și cu colega noastră din
reușit să ne tragem în bani, poate să ne tragă doctorandul. Doamna profesoară mi-a spus că așa e procedura. Înainte de a fac verdictul, dar e frumos dacă îmi permiteți, și eu o să mă fac o ultimă. Și nu vreau ca verdictul să influențeze ceea ce vreau să fac. Și eu mă demulțumesc de așa lucrare. A fost pentru mine un model, este un model. Am avut o susținere total necondiționată din partea unui om admirabil. Un om foarte bine pregătit, un om cu o determinare fantastică și care are soluția absolut toate problemele cu care ne-am întâlnit. Îi mulțumesc încă o dată pentru tot angajamentul și pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și doresc să fie sănătos. Mulțumesc, membrii Comisiei Doctorat, și sper că suntem toți prezenți. Domnul Stefan, scriu. Așa, deci, în prezența tuturor membrilor Comisiei Doctorat, se descrie rezoluția de evaluare a tezii doctorat și de atribuire a calificativului. Voi merge în continuare pe criteriile specificate în rezoluție. Deci, astfel, Comisia de Doctorat a evaluat teza de doctorat în științe economice cu titlul Valorificarea resurselor în contextul sustenabilității economice, așa, care prezintă o lucrare științifică respectabilă, întrunește exigențele de conținut și de formă stabilite. Principiile tezei și principalele tezei, scuzați, și concluziile au fost discutate în cadrul conferințelor științifice la care autorul a participat, iar altele au fost reflectate în publicațiile ei științifice. Astfel, în procesul de evaluare a tezei, fiecare membru a comisiei de doctorat a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit, iar în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezii de doctorat, după cum urmează. Criteriul 1. Noutatea și originalitatea tezii. Deci a fost atribuit calificativul foarte bine cu punctajul 3,2. Criteriul 2. Suportul metodologic al tezii. A fost atribuit calificativul foarte bine cu punctajul 3,2. Criteriul relevanța științifică a rezultatelor a fost atribuit calificativul foarte bine cu punctajul 3 puncte. Criteriul 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic a fost atribuit calificativul foarte bine și punctajul 3. Criteriul respectarea eticii și deontologiei profesionale a fost atribuit calificativul foarte bine cu punctajul 3 puncte. Criteriul 6. Calitatea susținerii publice. Deci a fost atribuit calificativul excelent cu punctajul 3,6 puncte. Și publicarea, ultimul criteriu, destul de important, deci publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferințe științifice, a fost atribuit calificativul foarte bine cu 3 puncte, dat fiind faptul că rezultatele pe care le-ați obținut au fost publicate în 13 lucrări științifice, din care două lucrări în reviste din alte baze de date acceptate de către ANACE, cum este DUAJ, EBSCO, Index Copernicus, două lucrări au fost publicate în revistele acreditate în categoria B și incluse în baze de date internaționale, o lucrare în categoria C, două lucrări prezentate în cadrul conferințelor științifice internaționale și alte lucrări în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale. Deci, în total, deci, per ansamblu, lucrarea a fost apreciată cu calificativul foarte bine și punctajul 3,14. Având în vedere cele constatate de către Comisia de Doctorat, deci aceasta a hotărât a atribui tezei de doctor în științe economice, valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, elaborată de către Idricianu Cătălin Ionel, calificativul foarte bine. A propune de a acorda domnului Idricianu Cătălin Ionel titlul de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate. Pentru atribuirea calificativului respectiv și propunerea de acordare a gradului științific de doctor în științe economice domnului Idricianu Cătălin Ionel,
comisie de doctorat în prezența celor 5 membri, 4 membri cu prezență fizică și 1 membru cu prezență online, au votat în felul următor. Pro 5, contra 0. Prezența rezoluției se înaintează spre validare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, semnată de președintele Comisiei Doctorat Maria Camoraru și vizată de către secretarul Comisiei Doctorat, doamna Adriana Buzugan. Domnul Sătanu poate păta, domnul Academician va partaja evaluarea și atribuirea calificativului, da. Deci pentru ca să argumentăm comisiei de prezența dumnealui și participarea. Deci putem să luăm acum? Da. Acum să fac. Da, eu am scris. Сейчас умерла умру, то есть сочетаешь ты сам? Până când domnul Stratan prezint formularul de evaluare, deci, cu permisiunea dumneavoastră, ne permiteți să dăm citire procesul verbal numărul 2 a comisiei de doctorat, care deci, vine încă o dată să consemneze rezoluția și rezultatul de astăzi. Doamna secretar? Proces verbal numărul 2 din 25 august 2023 al ședinței comisiei de doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor. Deci la ședință au fost prezenți 5 membri, comisia de doctorat în următoarea componență: Camoraru Maria, doctor în științe economice conferențial universitar, Șarbu Lilia, doctor în științe economice conferențial universitar, Stratan Alexandru, doctor habilitat profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe, Ignat Gabriela, doctor în economie, profesor universitar, Dobrin Cosmin, doctor în economie, profesor universitar. A evaluat teza de doctor în științe economice cu titlul Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice elaborată de Idricianu Cătălin Ionel și a constatat susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice și i-au atribuit calificativul foarte bine. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe economice autorului tezii Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, după cum urmează: pro 5 persoane, contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis a atribui calificativul foarte bine tezei de doctor în științe economice cu titlul Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice, elaborată de Idricianu Cătălin Ionel, și a conferit titlul de doctor în științe economice domnului Idricianu Cătălin Ionel. Cu aceasta, stimate domnule doctor în științe economice, primiți cele mai sincere felicitări a întregii comisiei de doctorat, felicitări, estimată doamnă conducător de doctorat. Mulțumesc. Și așa cum s-a menționat, deci am văzut că s-a desprins din lucrarea de astăzi o nouă perspectivă de a dezvolta ideile pe care și teoriile pe care le-ați abordat. Vă dorim succes în continuare și vă așteptăm cu o nouă teză de capabilitate și cu o monografie la cel puțin în anul 2024. Stimați membri ai comisiei doctorat, primiți încă o dată felicitările noastre. Mulțumim pentru prezență, pentru efortul dumneavoastră, pentru timpul dumneavoastră și cu această ședință de susținere publică a tezii doctorat se declară închisă.